Dronele au început să pătrundă și în agricultură și în mod îmbucurător, chiar și în România. Ne aflăm la Indagra și am văzut cu surprindere și plăcere această dronă. Spuneți-ne mai multe despre ea. Da, așa este. Aceasta este o dronă care poate fi folosită la erbicidarea suprafețelor agricole. Ea folosește 4 duze centrifugale, are o capacitate de stropire de 15 litri. Avem și modele cu 20 de litri capacitate și este dedicată fermierilor mici și mijlocii, să spunem, fermelor legumicole, oricăror ferme care, după cum știți, la noi au sunt foarte, e o fărâmițare foarte mare, fragmentare foarte mare a terenilor și atunci sunt foarte multe suprafețe mici unde este dificil de intrat cu tractoare, unde sunt și condiții improprii, umiditate foarte mare în sol și nu se poate intra la timp. Și atunci dronele au venit cumva ca o completare naturală a celorlalte utilaje din dotarea fermierilor și putem spune că există un interes foarte mare pentru acest tip de tehnologie. Ce suprafață poate lucra cu o încărcătură? Ca suprafață ele pot acoperi un hectar aproape, aproximativ un hectar la un zbor, respectiv cea de 15 litri, în funcție... Adică cu o încărcătură? Cu o încărcătură, exact, exact. Prin schimbarea acumulatorilor se poate multiplica, se poate mări suprafața care poate fi acoperită. Drona este controlată de o aplicație software extrem de performantă, care este ușor de utilizat. Exact, cum este foarte ușor de utilizat. Este o aplicație dedicată pentru agricultură și pentru acest tip de activitate. Nu este, este o aplicație care permite dronei să țină minte, să zicem, locul unde a rămas ultima oară, la misiunea anterioară, să reia exact din acel punct, să facă în acest fel o economie extrem de mare de substanțe chimice și este foarte ușor de programat de oricine știe să folosească o tabletă sau un telefon mobil. IQ Robotics, de unde sunteți? Unde vă pot găsi clienții? Noi avem o reprezentanță aici în București, compania are sediul la Brașov, dar suntem prezenți în București tocmai pentru a veni în întâmpinarea agricultorilor din zona de sud a țării. Avem echipe care pot presta servicii cu drona în regim de închiriere, să spunem, atunci când este nevoie. Le putem și vinde ca să fie proprietatea fermierilor. Am avut și avem în continuare interes foarte mare din partea unor asociații care doresc să facă pe anumite zone să presteze acest tip de servicii și suntem crezători că în viitorul apropiat vom vedea foarte multe drone de genul acesta la noi în exploatațiile agricole.